Și răsăritul de unde apare? De acolo. Da? Uh-huh. Vrei să punem coșul ăla? Da. Da? Da ce? Te-am cu un lac. Da, mai picior. Nu. Hai măcar să te bag așa cu capul un pic în apă, știi? Sau vrei șampanie? Nu, hai, mai bine nici șampanie. Nici nu știi ce ar fi mai rău, știi? Mai bine șampanie, șampanie da. Șampanie de să intri în apă? Da. Bă, dacă zici... E frumos aici. Abia aștept răsăritul, dacă îl mai vedem. Îl vedem. Îl vedem? Dacă nu ne-l imaginăm. Prima oară când văd și eu răsăritul fără să fiu după o petrecere. Chiar e prima oară, da. Când îmi doream să am o astfel de întâlnire cu burlacul și am fost plăcut surprinsă că am vrut să fie anume. Și răsăritul de unde apare? De acolo. Da? Uh-huh. Vrei să punem coșul ăla? Da. Da? Da ce? Te-arunc cu un lac. Da, mai picior. Nu. Hai măcar să te bag așa cu capul un pic în apă, știi? Sau vrei șampanie? Nu, hai, mai bine nici, șampanie. Nici nu știi ce ar fi mai rău, știi? Mai bine șampanie, șampanie da. Șampanie de să intri în apă? Da. Bă... Dacă zici... E frumos aici. Abia aștept răsăritul, dacă îl mai vedem. Îl vedem. Îl vedem? Dacă nu ne-l imaginăm. Prima oară când văd și eu răsăritul fără să fiu după o petrecere. Chiar e prima oară, da. Când doream să am o astfel de întâlnire cu burlacul și am fost plăcut surprinsă că am vrut să fie anume... Da, am sărutat-o pe bune. Nu știu dacă sunt prima fată care o sărută pe bune, dar dacă așa e, simt că sunt oarecum specială pentru el. Da, mi-a întors sărutul după prezent. A fost o chestie mutuală, comună. Stas mi-a zis că are încredere în mine și că orice aș face este alături de mine și mă susține. Pentru abundență. Abundență, abundată, viața trebuie să fie abundentă, altfel nu se poate. Știi că dacă vrei să mai treci în adunare, răsărit și l-a pus. Părăția mea este cel mai temice pentru mine, deci. Da? Te amintele, chiar zilei n-am. Acea mai apăzătură. Chiar mă simt așa că... Parcă nu mai am nevoie de nimic, nu știu, așa e. A fost o chestie sinceră și foarte mișto de răsărit. Strategia mea funcționează mereu și în concurs și în afară. De asta am știut că va da roade.
luat super bine. Hai, lasă, Stas, fratele meu, las-o jos, că măcăne, ce să... Ce ești roșu? Ai vorbit fără să-ți zionați nimic, tu ai început ca să te scoți, că era, e, deci este ceva. Mamă, deci eu... Măi, deci emisiunea asta crezi nu... Că, crezi cumva că asta m-a tins foarte mult? Hai, mai bea niște apă. Băi, nu. Eu cred că va fi foarte important să dau citire... Ce lasă-mă acum cu poezia. Stai, lasă. Poezie, nu e vorba de poezie. Lasă. E vorba de ce am scris Ier Vlade. Stai că strâmbu rămâna. Măi, stați, lasă-o acolo de poezie, tot cer eu. Să știi că sunt gelos, dar nu pe acțiunile tale. Dar pentru că... doar pentru că asta este un rol. Tata, te întreb eu, lasă, liniștește-te puțin. Stai pe canapea. Stai, lasă, te întreb eu. Deci... Stas, dacă tu n-ai fi gelos acum, nu, dacă tu n-ai fi gelos, n-ai iubi-o. Deci tu n-ai iubi-o dacă n-ai fi gelos. Măi, Stas, stai să spun, eu am aproape 40 de ani, da? Mă rog, am 36 jumate, dar după 35 deja nu mai contează. Băi, eu nu pot să joc așa. Eu trebuie să-ți recunosc. Deci sunt femei care pot juca așa și dacă ele pot, bravo lor, dar eu m-aș feri de ele până la moarte. Asta e unul. Doi, faptul că tu ești calm pe canapea și încerci să te stăpânești, iarăși bravo ție. Pentru că dacă era soțul meu, bă, noi suntem pătimași, frate. Băi, și trebuie, bă, dacă mai, era trebuie soțul să mai meu, spunem nu ceva. Nu că apăsa, spărgea faptul, geamuri, faptul făcea poate, televizorul, făcea ceva. Faptul că poate s-a înroșit cadrul puțin, că s-a înroșit, da, și el, este absolut firesc. Da, se stăpânește bine și are 20 de ani băiatul ăsta. Da. Iar ea joacă incredibil, dacă o joacă... Eu vreau să spun. Ea are 21 de ani, dar dacă o joacă 22. Și o simulează... Cât are ea? 22? E mai mare cu mine cu jumătate de ani, de fapt. Deci e și mai mare ca tine. Tu ai sesizat un lucru, mai, că dincolo de sărut, Vlada de data asta a fost singura concurentă care a reușit pe el să facă pasul. El până acum a stat gheață cu toate, cu toate patru. Da, capul a plecat. Ai văzut că el, păi da, el a sărutat-o, deci s-a creat o chimie. Asta. Răspunsul ei, ea avea o privire din asta de căprioară la pieptul lui. El a sărutat-o, ăla a fost un sărut Iar el frumos. Era pilaf, mă, tu l-ai văzut. Ce el am era spus terminat, eu? Era e cea mai frumoasă și e cea mai deșteaptă. Și pe lângă asta, chiar ieri îi scriam Vladei, din câte poate au observat, dacă au pus pe pauză cei care privesc emisiunea, lasă că citesc scrie. Eu. Păi da. Citesc eu, că avem noi pe pauză. Da. Măi, stai puțin, mă mai întorc o dată. Uite, ai spus despre cei doi când au sărit cu parașuta, că a fost prima săritură și că adrenalina și chimia care s-a creat nu se poate uita. Crede-mă, între un sărit cu parașuta și un sărut din ăsta, atât de sincer și de... Băi, deci, dacă era un film, plângeam la film. Băi, eu plângeam la filmul ăsta. La răsărit de soare și atât de sincer, între, practic, doi copii, el are 24, iar are 23 de ani, deci eu nu prea cred eu că o femeie la 23 de ani atâta experiență ba de da. Viață. Ba da. Ai, mă, chiar ba așa? Da. Băi, înseamnă că noi suntem... Păi da, dacă ea a mai jucat... Da, mă, dar nu cred că a jucat așa în filmele astea. Băi, a jucat-o pe asta, genial. Băi, dacă a jucat-o, dar dacă o simte, aia e. Da, mie aia nu e. Cred că a jucat prea multe, a fost acolo și eu plângeam. Eu am avut emoții pentru el. Și acum eu, pot să vreau să te întreb, Tudor. Așa, bagă-te acum, bă, sunt în gard. Acum, pe bune, te întreb pe tine. Mi-a dat cu aceeași monedă. Fii atent, stați, uite acum. Nu funcționează. Acum îi sare dopul, gata, nu mai, de se roșise. Tudor, fii atent. Zim sincer, dar fii atent, nu să te răzbun pe el. Și uite, am să-l întreb pe Daniel, care până acum a fost neutru. Băi, Daniel are 31 de ani, deci are câțiva ani în plus față de voi, contează. Vreau să vă întreb cum vi s-a părut vouă. Acolo a fost teatru sau au fost niște sentimente? Niște mie mi s-a părut, sincere. Chiar aplaudam în pauză sau pe material. Mi s-a părut că joacă super, super bine. Ea și-a jucat rolul, nu după strategia lui Stas, sau cel puțin nu știm noi. Eu cred că ea a încercat să simuleze exact pe persoana lui și a construit propria personalitate adaptabilă a burlacului. Dar tu crezi că ea poate juca un rol atât de bine, șăgalnică, capul pe umărul lui, spunând mă simt atât de relaxată, ca și cum mă simt atât de bine. Vai, din experiența personală zic că se poate. Da, mă, dar tu ai 40 da, eu trecuți. Sunt la pensie. Mă, dar are 20 și ceva de ani. Nu cred, că femeile sunt atât talent. De versate. Bătrânii emisiunei a vorbit, așa că... Eu știi ce vreau să întreb? Acum stai, uite, te întreb pe tine ca femeie care vrea să vadă cum e lumea asta, că voi sunteți altă generație, clar, față de noi. Noi am fost crescuți așa, mai... Na, fără telefoane, fără informații, fără noi, și am aflat ce e aia, iubirea târziu, primul sărut la fel, că așa era pe vremea aia. Era tabu să vorbești despre asta.
Dar fetele astăzi e clar sunt altfel. Ce nu ți-ar fi totuși teamă să trăiești cu o femeie atât de frumoasă și atât de talentată în ale disimulării iubirii? Adică, la un moment dat nu mai știi, bă, asta când mă face pe mine, când e serioasă, când e pe bune cu ăla, când e teatru? Nici într-un caz. Noi cu Vada am trecut prin momente foarte dificile. Din punct de vedere al relației? Din punct de vedere a afacerii mele, a banilor. Da, dar aia e altă treabă. Mulți îmi ziceau că Vada o joacă cu mine. Mulți îmi ziceau că Vada o joacă pentru bani. Tu ai falimentat firma, e adevărat? Da, nu numai odată. Nu numai odată am fost nevoit să-mi bag toți banii în diverse momente sau am avut diverse probleme. Ai trecut și printr-o depresie cruntă? Atunci când am falimentat prima dată firma, încă nu eram cu Vlad, da, am avut o depresie foarte mare. Atunci uite, vezi și Burlacu a avut o depresie mare, deci înseamnă că ea știe cum să lucreze la cu bărbații trăiți era... prin asta, trecuți prin asta. Uite că atunci când aveam depresia aia mare, noi comunicam cu Vlad cumva pe internet. Dar vreau să spun altceva, eu pe ea o cunosc atât de bine și mă cunoaște pe mine, încât eu pot să recunosc maxim că toate succesele mele pe care le am acum sunt doar datorită Vladei. Da, dar oamenii se mai schimbă. Tu crezi că poți să-i spui iubirii nu veni? Dacă tu simți niște fluturi în stomac când îl săruți pe X, chiar dacă ești într-o relație stabilă și ai încredere în partener, dom'le, se întâmplă, dragostea te lovește, mai ales când ai 22 fluturi, de ani. Numai eu știu ce fluturi în stomac pot să-i trezesc eu Vladei și ea mie. Dar uite, vreau să te întreb ceva apropo de asta. Toți am văzut imaginile astea, eu nu știam de ele, voi nu știați nici de ele. Nici eu nu știam, e prima oară când le-am văzut. Eu le s-au filmat dimineață. Am vorbit dimineața, abia au ieșit din montaj. Acum e momentul să-l săruți. Ok, da, dar să-l săruți e una, acum s-a întâmplat și cu Carmen spus-o. Și așa, aici eu nu, a fost eu nu o să-l săruți singură, numai dacă el mă va sărăta pe mine. Și eu i-am spus, Vlada, e important ca prima ta reacție, atunci când el va vrea să te sărute, să fie super naturală, pentru că el așa te testează. Păi asta a, și, asta a și făcut, că de-aia a chemat-o la întâlnirea, el a zis pe testimonial, cred că încep să-mi schimb părerea și a vrut să fie sigur. Măi, nu știu, și mie, și-a furat-o rău. Ori sunt eu într-un moment mai sensibil al vieții mele, ori sunt puțin răcită, ori am nasul înfundat, mă, dar mie mi s-a părut super romantic momentul. Deci și eu, la fel, de asta băi, mai avea puțin întreb. Și plângeam ca femeile la telenovele, de asta înțelegi? Vreau să-l întreb cum s-a simțit el acum, el zice câteva că minute, bine. Că e proaspătă treaba, vrei în să momentul foarte care sincer, a văzut asta. Deplin de sincer. Și da, sincer. Toți bărbații, ești gelos? Nu. Ai mă,